trecută am fost la Mobile World Congress în Barcelona pentru a vedea cele mai noi device-uri de la Samsung. Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10 5G și Galaxy Fold, pe care l-am văzut mai mult de la distanță. Din prima, preferatul meu a fost Galaxy S10 Plus. Aș fi ales și Galaxy S10 5G, dacă aveam unde să-l folosesc. Cele trei modele principale, Galaxy S10e, Galaxy S10 și Galaxy S10 Plus, sunt deja disponibile în magazinele online. Eu am primit prin programul Orange Smartphone Tester telefonul Galaxy S10 Plus pe Prince Green cu 128 de GB spațiu de stocare intern. O să revin cu un review detaliat după ce o să mă joc mai mult cu el. Acum doar vă spun așa prime impresii. La prima vedere, spatele de pe Galaxy S10 Plus te lasă fără cuvinte. Modelul primit de mine, Prism Green, arată superb, deși pare mai degrabă turcoaz, între albastru și verde, în funcție de cum îl bate lumina. Spatele este protejat de Gorilla Glass 6, dar alunecă destul de tare și se umple imediat de amprente. Telefonul are un display curbat de 6,4 inch AMOLED. Deși telefonul pare un pic mai mic decât telefonul meu, Note 9, ecranele sunt asemănătoare, de 6,4 inci. Acest model nu mai are notch, acum are un display perforat. De fapt, pare că notch-ul s-a mutat în partea dreaptă, unde au fost ascunse cele două camere foto secundare și senzorul de recunoaștere facială. Tot ecranul ascunde și senzorul de amprente, în partea de jos. S10 Plus are o cameră frontală duală, una de 10 megapixeli și alta de 8 megapixeli. Rama care înconjoară telefonul este metalică, dar pare ceva mai sensibilă decât la modelele precedente. Jack-ul audio de 3,5 mm încă există, ceea ce pentru mine este un mare plus, iar portul de transfer de date și încărcare este USB tip C. Pe spate vedem cele 3 camere foto, una telefoto de 12 megapixeli, alta wide-angle tot de 12 megapixeli și una ultra-wide de 16 megapixeli. O altă noutate la S10 Plus este Wireless Power Share, ce face posibilă încărcarea altor dispozitive certificate QI. Cei de la Samsung spun că Wireless Power Share va încărca dispozitive portabile compatibile, adică alte telefoane de la Samsung, modele noi. În plus, Galaxy S10 Plus este capabil să se încarce pe el, dar și un al doilea dispozitiv, ambele simultan, cu ajutorul Wireless Power Share, în timp ce este conectat la un încărcător obișnuit. Galaxy S10 Plus are o baterie de 4100 mAh, suficientă pentru o zi plină. O să revin cu mai multe detalii despre Samsung Galaxy S10 Plus pe măsură ce îl testez. Până atunci, puteți să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a vedea primii review-urile video. Puteți să dați like și la pagina mea de Facebook sau să mă urmăriți pe Instagram. Acolo o să postez poze și videouri realizate cu Samsung Galaxy S10 Plus.